zi minunată de iunie, ziua copiilor, a tuturor copiilor, și lângă mine am un invitat special care este aplecat asupra acțiunilor care privesc copiii și nu oricum și nu oricare copii, copii cu nevoi și acțiuni care se petrec în general și în marea lor parte în aer liber. Pentru că domnul Costinel Stoica, consilier local la Drăgășani, încearcă prin aceste acțiuni să-i învețe pe copii și niște lecții. Deci, prin joc, învață și câteva lecții. Domnule Costinel, activați de o bună bucată de timp în aceste acțiuni aplicate asupra copiilor, dar nu singur, trebuie să amintim, în colaborare cu... În colaborare cu Ramona Chiriță, președintele Asociației Catala Eris, o persoană deosebită pe căruia prin această ocazie țin să-i mulțumesc. Dumneai a început activitățile mai înainte, am venit în echipa dumneai. Când ați venit noastră? Cred că acum un an și ceva, aproape 2 ani de zile, când i-am urmărit activitățile, am apreciat foarte mult ceea ce face și am dorit să fiu și eu parte din echipă. Dumnezeu făcea acele acțiuni în zona Govora, Râmnicu Vâlcea, și am invitat-o la Drăgășani, i-am explicat că și eu și colegii mei ne dorim să avem și în Drăgășani genul ăsta de activități. A fost de acord, ne-a sprijinit, am gândit aceste proiecte, le-am discutat înainte, le-am promovat. Dumnezeu e foarte implicată cu toți voluntarii care se vor vedea și se văd totdeauna alături de dumneaei, și m-am bucurat să o am ca și colegă și sprijin. Având exemplu ăsta, am gândit la Drăgășani câteva acțiuni în sprijinul copiilor. Nu numai în sprijinul copiilor, dar în general pe această latură ne-am axat majoritatea acțiunilor. De data aceasta, pentru Ziua Copiilor, ați ales o categorie de copii speciali. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acești copii minunați, de unde provin? Acești copii minunați sunt din Drăgășani. Sunt minunați pentru că ei au și o situație uneori materială mai deosebită și poate că nu totdeauna reușesc să aibă tot ceea ce își doresc. Și în sensul ăsta noi încercăm să îi sprijinim, să îi aducem lângă noi, să îi integrăm într-un fel în grupuri de lucru, în echipe, în proiecte, și să-i facem să se simtă bine și împreună cu ceilalți copii să-și dorească să evolueze, să fie în mediul lor natural, cum se zice, aproape în familie. Să fim o familie. Da. În această zi veți fi o familie lărgită la dumneavoastră acasă. Câți copii și ce vârste au? La mine acasă ne bucurăm de prezența, cred că, a 18 copii, de la vârste de la 3 ani până la 16 ani, 17 chiar, toți încântați, o să vedeți, toți încântați, mai ales că programul a fost diversificat, am vrut să facem un mini-concurs de pescuit, avem acolo un lac, copiii super încântați de activitatea asta, am încântat să pescuiască, să prindă, entuziasmați. Am avut și avem un atelier de pictură, un concurs de desen, pictură pentru ei, cu premii. Am avut un atelier de ciocolaterie cu zona asta de bucătărie și partea de prăjituri, așa, dans, superb. Da, într-adevăr, cum spuneam, dumneavoastră, pe lângă faptul că le oferiți acestor copii o zi frumoasă, cadouri, încercați să faceți și o lecție despre natură. Natura ne oferă multe, dar trebuie să o și respectăm. Și dumneavoastră chiar lucrul ăsta îl faceți, mai ales având în vedere faptul că i-ați dus pe unii dintre ei chiar la hidrocentrală. Da, partea cu hidrocentrala este un alt proiect pe care întreprinderea la care lucrez și îl dorește să fie pentru viitor mai dezvoltat. Primim și am primit în special în săptămâna
săptămâna porților de, sau săptămâna altfel, copii, elevi în instalațiile noastre și le-am prezentat instalațiile, le-am arătat cum se lucrează, cum lucrează colegii mei, tehnica cu care lucrăm, care este una de nivel înalt, și în același timp să înțeleagă rolul naturii, rolul apei. Până la urmă, noi folosim ca și element principal de producerea curentului electric apa. Apa care este prezentă peste toată natură, noi o punem în slujba omului și pentru proces tehnologic mai sofisticat o facem să și producă acel curent electric de care ne bucurăm toți. Le-am explicat copiilor cum se produce curentul, ce rol are apa în viața noastră și și ce rol are natura și câtă grijă trebuie să avem noi de aceste lucruri care sunt importante și vitale pentru noi. Ei trebuie să înțeleagă că natura ne oferă tot. În primul rând, mediul în care trăim, după care sănătatea și rana pe care noi o primim și calitatea apei, aerului, depinde mai măsură și de noi. Depinde de cât de grijă avem de aceste lucruri, de cât respectăm natura. Până la urmă, natura e ceea ce care ne oferă ceea ce îi dăm. Dacă avem grijă de a ne oferă un mediu sănătos, dacă nu avem grijă, avem situații care să și văd în general în manifestarea naturii, când natura se răzbună, cu ploi abundente, furtuni, tornade și etc. Am încercat să le explic că e foarte, foarte important ca noi să avem grijă de mediul în care trăim, de natură în special, de pădure, de apă, de aer, să nu poluăm. Să învățăm pe ei să-și respecte și să aibă în vedere că lucrul ăsta e extrem de important pentru noi toți. Aș vrea să subliniez pentru telespectatorii noștri că în afară de Asociația Catalia, cu care dumneavoastră organizați aceste minunate lucruri pentru copii, aveți și sprijinul parohiei. Da, aici ne-am bucurat de sprijinul bisericii și mulțumim în special preoților și preasfinței sale episcopul Vâlcei pentru deschiderea care a avut-o către noi. Am venit cu proiecte, au fost doritori să ne ajute, ne-am bucurat la Drăgășan de sprijinul părintelui Petcu de la Zlătărei. Prin intermediul meu am edificat câteva familii nevoiașe, unde și acești copii locuiesc. Este vorba despre copii în plasament. Ce a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri și pe care pe mine m-a impresionat într-un mod deosebit a fost că, mergând în prima etapă a acestui proiect al nostru, care s-a numit Calea spre Credință, în care pe acei copii am mers împreună, colega mea a mers împreună cu aceștia într-o vizită pe la mănăstiri, muzee, în aer liber, joacă. Am descoperit un copil cu reale talente în arta fotografică. Fără să-l cunoaștem, cu o cameră, o domnișoară de 14-15 ani, făcea fotografii și la un moment dat, după un anumit timp, a depus o parte în aceste fotografii la un concurs Daciada și a câștigat medalia de argint pentru o fotografie, iubire, natură și speranță. O să vă arăt. A fost o încântare. Și am descoperit că persoana respectivă avea și are un real talent în asta. Ne-a ajutat și la evenimentul de astăzi, pe care o să-l vedeți. Și toate fotografiile frumoase pe care noi le avem pe pagina noastră, pe Facebook, pe care le distribuim, sunt făcute de către Flori, așa se numește. Este elevă la liceul Jimmy Hescu, un copil absolut deosebit și cu un talent extraordinar și o muncă tenace. Deci dovedește că pasiunea, când este pusă în slujbă, slujba unui lucru frumos, dă rezultate. Mă bucur pentru această fetiță, mă bucur pentru toți copiii care au fost acolo, care sunt încântați și am văzut bucuria pe fețelor. O să vedeți bucuria jocului în primul rând, pentru că ne-am dorit ca acest lucru să fie prin joacă, ca ei să realizeze acele concursuri jucându-se și primim cu toții premii. N-a fost un premiu special, ci toată lumea a primit premii, toată lumea a fost bucuroasă și sper fericită să fie acolo. Vă refer la copii și la părinți și la părinții adoptivi, că am avut părinții adoptivi și am avut alături de noi și pe doamna preoteasă, soția părintelui Petcu, care a venit împreună cu acei copii din familiile adoptive și a adus și proprii nepoți.
Iată că prin aceste acțiuni pe care le faceți dumneavoastră din joacă, se descoperă și talentele ale unor copii. Da, asta e partea uimitoare și minunată a lucrurilor, pentru că mă refer acum la vizita pe care copiii de la școala gimnazială din Sutești au avut-o la Hidrocentrală. Am fost surprins să primesc întrebări pertinente, referitor la ce face curentul, cum se produce. Adică aveau cunoștințe și m-au impresionat, pentru că trebuia să țin pasul cu ei, spun așa, mai simplist. Mai simplist așa, că apa se transformă în lumină. Cum apa se transformă în lumină? Exact. Nu era chiar așa, ei știau mai multe și doreau să afle și mai multe, să și vadă. Și atunci le-am arătat și tehnologia și faptul că noi beneficiem de ajutorul unui aparataj foarte performant, care este tot aproape de ultimă generație. Am avut retehnologizări și modernizări în trecut, am adus nivelul de tehnologie aproape la cel care se află și în vestul Europei și curiozitatea lor i-a făcut să întrebe ce face asta, ce face cealaltă, de aici, de ce așa, a trebuit să le explic cum efectiv se face acest proces tehnologic, uimitor. Pe mine m-a impresionat. Bun, după această lecție zic să mergem să vedem cum se distrează copiii la dumneavoastră în gospodăria primitoare. Mulțumesc, este pentru prima dată când fac aceste evenimente la mine și bucuria a fost cu atât mai mare că ei s-au simțit bine. Da. Să mergem. Mulțumim. Ne aflăm la mine acasă, organizăm un eveniment, este sărbătoarea zilei copilului. Avem copii, avem un concurs de pescuit, mini concurs de pescuit, avem, o să vedeți, atelier de pictură, avem și un concurs de pictură, copiii primesc premii, se distrează, au pescuit, lumea e toată fericită, ne bucurăm de o zi frumoasă, ne bucurăm de vreme bună și de toți oamenii care sunt lângă noi. Vă suntem gazdă bună și vă primim la noi în curte. Haideți să vă arăt așa cum avem organizat. Să vă prezint pe Ramona Chiriță, președinta Asociației Caltarii, care a fost totdeauna lângă noi și în toate evenimentele a fost alături. Am organizat evenimente frumoase și caritabile și concurs de pescuit și evenimente sociale. Educative. Da. Suntem împreună, lucrăm sub umbrela Asociației Caltarii și facem lucruri frumoase. Da? Haideți să vă arătăm activitățile și domeniul, da, tot evenimentul. Suntem într-o zi frumoasă, acasă la mine, ne bucurăm de oaspeți, avem copii frumoși, avem și părinți alături de noi, pescuim, pictăm. Suntem în zona de pictură, copiii deja s-au apucat să realizeze câteva lucrări pentru nivelul lor, sunt unii începători, unii profesioniști. Avem zona de pictură pe șevalet, am avut și ateliere de pictură pe față, deja sunt remarcate pe figurile lor și pe fața mea. Avem concursul zona de pescuit, copiii sunt încântați, puteți să-i vedeți acum și au și câștigat, o să mergem la un copil care cred că e câștigătorul. Spune-mi, te rog, câți pești ai pescuit tu? 20, vai! Și ți-a plăcut? A fost frumos? Da, a fost frumos. Da? Mai vii pe aici? Mai vrei să mai vii? Da. O specie de... Ce pește ai prins? Așa mare? Nu, cam atâta, nu? Da. Aha. 20 de bucăți? Vai! Nu, 2. Așa. Doi? Și ai și eliberat, nu? Da, i-am eliberat. Hai doar să vedem câte. Haide să vedem. Da? Ei sunt prietenii noștri și ne bucurăm că i avem alături și părinții. Bună ziua. Da, bună ziua. Bună ziua! Hai să vedem și peștii, da? Da. Așa, hai să ne arăți, da? Unul de ăsta mare. Da, bravo, da? Așa. Așa. Și o să eliberăm pe toți, da? Da. Așa, pentru că noi discuția, suntem ecologici de mici, da? Da, peștii trebuie să fie eliberați. Felicitări! 1, 2. Da, bravo! Ne mai spui odată numele tău? Ia, eliberez acum să vedem când eliberăm, hai pune unul, da? Așa, hai, aruncă-l cu calcul. Aruncă-l! Bravo! Bravo, bravo! 1, 2, așa. Așa. 2. Da. Bravo. Gata. 3? Da. Ia uite, da. Trei arunci pe toți, da? Bravo. Asta. Gata. L-am prins unul? Mai sunt. Așa, mai gata. Mai numele tău? Doamne. Cum te cheamă tine? 3. Cum te cheamă? Nicu. Câți ani ai? Nicu, câți ani ai? 10. Bravo. Hai. Bravo, Nicu. Aici avem pe domnul Preda, unul dintre sponsori. Nicu. Domnul Preda, prietenul meu și sprijinul nostru în aproape toate acțiunile, ca și sponsor de la
Ziceți o dată firma Mihalic Pam Cargo. Da. Care mereu și... sunt alături de domnul Costinel. Și facem acțiuni bune împreună. Mai mai sunt doi. Spirit de bine pentru orașul Drăgășan. Și mă bucur că am făcut ceva pentru copii într-o zi de weekend. Și ne bucurăm de vreme frumoasă. De cât timp sunteți, domnul inginer? Pentru tot ceea ce facem pentru municipiul Drăgășan și cu ocazia zilei de astăzi, în cinstea zilei de 1 iunie, ziua copilului, vrem să facem pentru bună parte a copilului orașului ceva bun. Domnul Preda a donat jucării și mingi pentru toți copiii, premii și sucuri și a făcut ca lucrurile să fie frumoase pentru copii. Ne bucurăm și mulțumim. Da. Da, prin film, prin sponsor, da, sponsorul nostru, da. Sponsorul nostru oficial. Da. Ce ne-ați pregătit? Pentru copilor ne-am pregătit în prima dată un tort de o fontană de ciocolată. Cum este? Da, un atelier de ciocolată. Atelier de ciocolată, da. Care este ghidat de voluntarii Asociației Catalea Iris. O să mergem și în zona aceea. O să vedem acolo. Avem frape de Drăgășani, frape pentru adulți și frape pentru copii. Tot așa un atelier coordonat de unul din voluntarii Asociației Catalea Iris. Avem zona de prăjituri, foarte multe dulciuri, pentru că trebuie să marcăm cumva ziua copilului și cu dulciuri cu foarte multe culori, muzică, baloane și vreme frumoasă. Și să ne inspirăm mereu de și la... Și pescuitul, vedeți aici, și pictura, atelierul de pictură. Da. Și o zi frumoasă, superbă pentru copii. Și vreau să vă prezint un copil care e sufletul acestei petreceri. Este un copil frumos, o fetiță, pentru prima dată la noi aici. S-a bucurat enorm și dorește să mai vină. O să vedeți acum și pescuiește. Vă rog să vă invit acolo, da? Hai să o cunoașteți. E ușoară, cum te cheamă pe tine? Alexandra. Alexandra. S-a plăcut aici, Alexandra? Da. Îți place să pescuiești? Da. Mai vii la noi? Da. Mă bucur mult, da? Câți ani ai, Alexandra? 6 ani. 6 ani. Și ai prins un pește? Ai prins pește? Da. Câți pești ai prins? 5. 5 pești, bravo! Și ți-a plăcut și prăjiturile, ți-au plăcut, jucăriile, toate astea, mingile, păpușa? Da. Ce păpușă ți-ai ales? Cea albastră, cea mai frumoasă, am văzut-o eu. Da? Și-a ales pe cea mai frumoasă, da? Da. Da? Bravo, Alexandra. Și tu ești unicorn astăzi, da? Da, și pictată, și frumoasă, da? Și i-am spus lui mami, i-am trimis fotografii cu tine, s-a bucurat mult și se bucură că ești aici, da? Da? Bun. Tu mai ai și o soră, ne-ai spus, da? Da. Și un frate? Da. Nu? Nu, da? Te cât o soră, da? Da. Și un prieten, l-am văzut, pe aici, da? Ai venit cu el împreună, da? Mai veniți la noi? Da. Totdeauna, da? Bun, bun, Alexandra, bine. Felicitări, bravo! Bravo! Bravo, copile! Ridică-l sus să-l vedem, hai, ridică-l sus să-l vedem, haide, cu unde la sus, așa? Da. Doamna presă! Doamna Aurora! Cristi, ajutați-ne că nu putem să-l scoatem afară! Ajută tu, Cristi, ajută să-l eliberezi, da? Doamna Aurora, vedeți că nu poate scoate pe ea e jumătatea din Catalea Iris, Catalea, e Orhideea. Fac mâna! Uite, uite acolo la domnul, smile! Da? Dar păpușa trebuie. Antonia? Antonia, da? Câți ani ai, Antonia? 9 ani. Este fata prietenului meu, Marian. Și ea doară cu noi, ai fost și în excursie cu noi, da? Și îți place aici? Da. Mai vii la noi aici, în excursie? O să mergem și la mare, o să fie frumos, da? Ai vin și pește? Bravo, făcut, Antonia, bravo! Fai cu mâna lui tati, lui mami, fai așa cu mâna la cameră, așa, da? Mulțumim, așa, da? Mulțumim frumos, Antonia, da? Acum te joci copii, da? Bine, Antonia! Da? Ne arăt și cum se face frapeul și da, ok? Așa, și acum în fătura de ciocolată, că e atelierul lui de ciocolată și aparatura lui. Îi formăm la școala de voluntari Asociația Catalea Iris. Este în șerele vii mei. Super! Și domnul Sandu e în clasa 7-a, dar e fascinat de aceste evenimente și aceste ateliere de creație pe partea de gastronomie. Wow! Super! Eu pot să prășeze după aici. Doamna, mi-a sfârat laptele. Vezi că vreau o păpușă, două la păpușă, mai aștept pul de acolo de sub.
Teo e în clasa 10-a, e pe atelierul de frape. S-a specializat, iubește foarte mult partea de creație pe cafea, pe... Am pus mes cu puținator, doar un băget. Prima dată se face spumă, după se mai pune apă, doar o picătură de lapte și ăla. O să ne faci o inimioară, să faci cu un bețișor așa sus? Păi noi nu prea avem cum e asta, decât la cappuccino. Dacă vreți să vă fac cappuccino. Nu. Gata. Pune-o. Poftă bună. Este pentru domnul... Da, nu am de... Să și mergi, dacă îi face și colegului. Ei fac practică picturii. Îi specializăm pe... De drăgășan, ca să fie marca registrată, da? Natural. Și se poate face și cu sirop, cu sucul, da. Plante medicinale, cu cauze. Pentru dumneavoastră. Și ia și primi, da? Acum. Primi acolo. După asta... Teo, când ți-ai descoperit pasiunea pentru cafea? Cred că prima dată la 14 ani, când am avut examenul de capacitate și atunci am început să beau din ce în ce mai multă cafea, din cauza stresului. Văd că ești foarte pasionat. Ce-ți place să faci mai mult? Bănuiesc, poate frapeul sau? Cel mai mult îmi place să fac acasă V60, cafea japoneză, pentru că are o aromă și o intensitate mult mai mare. Cappuccino, pentru că se poate picta în el cu lapte și frișcă și cred că felul meu preferat de cafea e cafea neagră simplă. Adică nu-mi place să pun zahăr sau lapte în ea ca să nu-i stric aroma originală. Tu te inspiri și din videoclipuri, poate documentare sau și mai departe? Da. De multe ori, da. Pentru că până la urmă așa se învață cel mai ușor, nu? Da. Prietenilor le faci? Ei? Nu sunt atât de pasionați de cafea ca mine, dar dacă îmi cer mereu, sunt acolo să fac o cafea. Mersi frumos, Teo. A participat la concursul de pictură și astăzi 0406 a și scris acolo. A realizat această lucrare, da? Ți-a plăcut la noi aici? Da. Mai vii la noi aici? Da. Da. Ce ai pictat acolo, Alexia? Un curcubeu și niște floricele. Da. Îți place pictezi de obicei acasă? Da. Îi place și muzica, a și cântat aici la noi și o să mai vină, da? Mai vii să joace și noi avem și un pian și o să mai vină să cânte și la pian și pictează, da? Bravo, Alexia, bravo! Acum, aici următorul concurent și următorul copil este Viorel Trandafir. Băiatul unui bun prieten al meu care a pictat ceva. Vrei să ne spui ce ai pictat tu? Da. Da, ce ai pictat tu? Asta este o păpușă fabricată. Da. Și sunt mai mulți oameni aici și trebuie să treacă de linia asta. Da. Aceasta este podeaua, n-am putut să fac că era cu galben. Da. Și am încercat. Da. Și când ea va cânta roșu verde și când se oprește din cântat, ei trebuie să nu se miște. Dar trebuie să nu treacă de partea asta. Deci o pictură și un joc în același timp, da? Da. Da? Și dacă se mișcă când se oprește din cântat, sunt împușcați. Da. Bine, mulțumim frumos. Hai să mergem la următorul concurent, da? Felicitări. Mergem la următorul concurent. Cum te numești tu? Mara. Da, Mara. Și vrei să ne spui ce ai pictat și tu, da? Am pictat de ziua copiilor. Deci Mara Oana, da? Da.
Și ai, ai pictat ceva frumos de ziua copilului, da? Da. Cu flori, cu copii, cu soare, voi, da? Da, și curcubeu. Și curcubeu, bravo, bravo. Foarte frumos, da? Da. Foarte frumos. Mai vii pe aici la noi? Da, te simți bine? Da. Da, da, da. Uite, ai și pictură pe față, da? Toată, da? Sunt pisică. Da, bravo. Foarte frumos. Felicită. Cum te cheamă? Antonia. Antonia, Antonia. Ce ai pictat tu aici așa? O fată și un băiat. Deci și ești tu cu frățiorul tău, da? Da. Da, tu cu frățiorul tău și sunteți aici împreună, da? Și aveți și o căsuță, da? Da. Și aici a fost căsuță, soare, ce, așa, ai pictat și aici nori și așa, un curcubeu. Bravo, bravo. Îți place să pictezi? Da. Foarte frumos. Da. Mai vii pe aici pe la noi? Da. Da, bucur mult. Da, da. Și Alexandru, haide. Uite, stai aici și stai aici și ne spui ce ai pictat aici. Tu ești Alexandru, da? Și ce ai pictat aici? Ce ai început să pictezi? O floare, da? O floare de primăvară, așa frumos, cu toate culorile. Da. Cu toate, cu galben, cu verde, da? Dar tu ai și pescuit. Da. Dar te-ai și jucat, ai și pictat. Da. Da. Ești fericită? Da. Da, mă bucur. Nu vreau să plec de aici. Nu vrei să pleci de aici, da? Da. Bun, o să mai facem petrecere și să te mai chemăm, da? Da. Da. Bine, Alexandra. Felicitări, Alexandra. Mulțumesc. Mulțumesc și noi, da? Felicitări. Bravo. Da, du-te și pescuiește, sigur. Fă ce vrei tu, da? Te jur, da? Mămicile să simt bine acolo. Ia, bravo! Bravo! Se poate, tu ai norocul. Da? Te mai aruncă, dă-i cam bază casă. Da. Merge? Trage ceva? Nu. Trebuie să aștept mai mult. Am prins unul, dar s-a adus limba. Ai adâncimea prea mare. Tragi, Alexandra, tragi, tragi, tragi. Bravo! Bravo, Alexandra! Ce-ai, mă? Păi așa te lauzi tu că te-n suri. Bravo, ia, Alexandra! Hai, domnule, așa. Și te tu arunci mai aici. Dar n-am ai noroc în dragoste. Să rămână. Practic, din asta ați făcut posibil tot evenimentul ăsta minunat. Cum i-ați găsit pe copii? Copiii provin din parohia soțului meu, fiind preot parohia Zlătărei, lângă Drăgășani. Și am zis că împreună cu doamna Camelia, care mi-a fost colegă de servici, după ce am venit în Italia, am zis să contribui să facem ceva ce să ne implicăm mai mult pentru ajutor, pentru să facem o zi fericită copiilor. De adevăr, o zi fericită pentru toți copiii aceștia. Cum vă simțiți văzându-i atât de fericiți pe copii? Foarte bucuroasă și emoționată. Se vede. Nu mai am cum. Copii, voi cum vă simțiți? Îți place? Bine. Este nepoțica da. Mea, de la băiat, băiatul cel de-al doilea, eu am trei copii. Și ei sunt nepoții de la băiatul cel mijloc. Iar tu, cum îți place aici? Da. Ce îți place și mai mult, să pescuiești? Da. Ai prins vreun pește? Da. Unu sau mai trei. Mult? Trei. Trei. Bravo. Ok. Mulțumim. Mulțumim și noi.
Thank you.
Mă bucur că am copiii la mine acasă, mă bucur pentru ei, le urez la mulți ani de ziua lor și mă bucur de o zi frumoasă alături de dumneavoastră și de copiii cei frumoși. I-ați văzut, suntem la un concurs de pescuit, de mini-pescuit, suntem la un concurs de pictură, avem ateliere de creație, avem o grămadă de lucruri. O să o las pe colega mea, președinta Asociației Catalis, să vă vorbească despre proiectele noastre în Drăgășan și în județul Vâlcea și să vă spună mai multe lucruri despre activitatea noastră. Vă rog! Bine ați venit, bine v-am regăsit. Este un eveniment frumos, încheiat încă o dată cu succes împreună cu domnul inginer Costinel Stoica. Îi mulțumim pentru bunăvoința și pentru sprijinul necondiționat, pentru că am avut ocazia să venim și în această locație superbă să sărbătorim Ziua Copilului. Era un eveniment programat pentru 1 iunie, dar pentru că timpul nostru este destul de ocupat, am considerat că pe 4 iunie este timpul acestui eveniment. Este o zi foarte frumoasă de început de iunie. Avem diferite activități deja realizate cu copiii. S-a terminat zona de pictat, au pictat pe șevalet și am avut și atelierul de creație pictură pe față. Am avut atelierul de gastronomie, unde voluntarii Asociației Catalea Iris au realizat diferite produse gastronomice, frappe de drăgășani, atelierul de ciocolată. Am avut zona de dulciuri, unde cei și părinții copilor invitați aici au adus diferite prăjituri și diferite produse de patiserie pentru a crea o atmosferă tipică copilăriei, pentru a ne bucura împreună de aceste locuri frumoase, de acești oameni minunați care investesc foarte mult în copii și în educație. Și sunt conștienți că viitorul este al lor și noi suntem promotori ai educației și ai copiilor. Ne dorim foarte mult să încheiem acest eveniment în tandem cu acești îngeri, aceste suflete ale noastre, să ne bucurăm împreună cu ei și concursul de pescuit se va încheia în curând. Ei au fost foarte încântați, deoarece pentru unii dintre ei este prima dată când pescuiesc și când realizează activități în aer liber. Noi promovăm prin activitățile asociației și foarte mult partea de ecologie, de educație ecologică. Mergem pe activități verzi și pe montane și montane și am avut și o excursie copiii la munte, da. Poți să spui, la acum câteva săptămâni copiii au plecat într-o excursie prin Asociația Catalis în județul Vâlcea, la mănăstiri și la muzee, au văzut, s-au jucat și în aer liber, am avut și un concurs acolo, am avut ziua de astăzi care este pentru copii, este dedicată lor, pentru ziua lor, ați văzut, se simt bine, s-au distrat, le-a plăcut foarte mult și avem în viitor în vedere alte activități cu copiii și ne îndreptăm către copiii din mediile vulnerabile, pentru că ei au mai multă nevoie de dragoste, au nevoie să socializeze, să iasă în natură, să cunoască oameni, să-și exprime sentimentele, să dorească să fie între copii. Și noi, prin aceste evenimente, împreună cu colega mea, dorim să le oferim această posibilitate ca ei să se simtă bine, să socializeze în primul și să distreze. Mai avem alte evenimente, o să vă le spun la viitor. Ce le-ați pregătit copiilor? Avem o tabără de vară, se va organiza în august, la sfârșitul lunii august, între 26-30 august, pe litoral, împreună cu DG ASPC București, cu Mihai Căldăraru, un alt partener de nădejde al nostru. Este o tabără tot pentru copiii care provin din medii vulnerabile, defavorizați, adică monoparentari sau cu copii plecați în străinătate, cazuri medicale. Avem și copii care părinții au decedat și situația lor e mai grea, sunt crescuți de bunici și ei trebuie să socializeze în primul, să fie împreună cu alți copii, pentru ei este mai greu. Și atunci încercăm și noi să le oferim un cadru frumos, adecvat, între copii, cu părinți, să se simtă bine. Și cum vă spunea și colega mea, vor merge la mare
Avem ateliere, da, și acolo de creație, da, special concepute pentru ei, cu ludoterapie. Avem ateliere de pictură și acolo, de meloterapie, cromoterapie. O să fie o tabără, probabil, pentru unul dintre ei unicat, pentru că nu au mai ajuns la mare. Și ne dorim foarte mult să îi integrăm, să cumva să venim ca ONG, pentru că ONG-urile sunt actori sociali importanți în zilele noastre, să facem o educație inclusivă pentru toți copiii, mai ales pentru copiii din Drăgășani. Avem acest parteneriat valoros și o să creăm de câte ori putem foarte multe evenimente și proiecte în sprijinul acestor copii. Dar și vreau să completez, noi am avut acțiuni în trecut, ca să înțeleagă că lucrăm și cu bătrânii, avem și bătrânii pe care avem în grijă și unde le-am dus și diferite produse care au fost nevoie și de sărbători și am fost alături de ei. Am avut o acțiune importantă și pentru Ucraina, am fost implicați în acea mare acțiune în care toată țara a fost și noi în Drăgășani cu Asociația Catalist am reușit să strângem 10 tone de alimente. Împreună cu oamenii de bine Drăgășani am făcut o donație acolo și am și mers la, tu ai și mers chiar la Isacea, unde ai mers și ai dus așa, am trimis și la Cernăuți, prin Crucea Roșie. Încercăm să toate palierele, cât, da, se poate de mult, să facem lucrurile frumoase care sunt necesare nouă tuturor. Noi românii suntem prin definiție primitori, suntem oameni darnici și suntem iubitori și vrem să arătăm că nu suntem cu nimeni mai prejos de alte popoare. S-a văzut și în cazul Ucrainei, s-a văzut și în alte cazuri. Suntem un popor de oameni primitori, muncitori, foarte creativi și atunci oamenii vor să vadă exemple și noi asta încercăm, să le dăm exemple ca și la rândul lor să facă acest lucru. Eu mă bucur că am avut această parteneriat cu Ramona Chiriță, președinta Catra Eris, și împreună reușim să facem aceste lucruri, cred eu, frumoase. Cu râul Reni ești mai aproape de natură. De lumina soarelui, adierea vântului și de mirosul ploii, ești mai aproape de lucrurile simple și bune. Aceleași fructe și legume sănătoase, aceeași grijă și aceleași rețete delicioase, te îndeamnă acum la o atitudine mai naturală. Savurează gustul naturii roditoare în noile ambalaje râul Reni. Râul Reni, cu drag din natură. Civico, o alternativă la sistemul medical existent. Centrul de Sănătate Civico este prima clinică medico-socială mobilă înființată cu scopul de a asigura asistență medicală profesională în deplină siguranță în confortul propriei case sau oriunde v-ați afla. Civico, bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul medical, specialiștii Civico se deplasează rapid unde sunt solicitați și oferă servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu, consultații medicină generală, monitorizarea parametrilor fiziologici, EKG, recoltarea analize de laborator, administrarea medicamentelor și efectuarea tratamentelor medicale, microchirurgie și îngrijirea plăgilor, servicii de infirmierie și îngrijirea pacienților imobilizați, kinetoterapie, navigația de pacienți oncologici. Serviciile medicale Civico se efectuează prin decontare CAS Vâlcea și în regim privat cu plată. Civico, sănătate pentru comunitate. Pasindora, pasiune, înțelegere, dorință, ambiție. Pasindora by Dana Deaconu, cea mai modernă clinică de stomatologie, dispune de 4 cabinete specifice actelor medicale stomatologice, dotate cu aparatură de ultimă generație. Clinica oferă și servicii de estetică facială. Pasindora, o echipă de medici specializați care pun mai presus de orice grija pentru sănătatea oamenilor. Pacienții fideli beneficiază de pachet VIP, dar și de card gold, care presupune